Așa și întrebarea lui Fimiu. Ai văzut vreodată reni? Ce să zic? Adică știam ce să zic, dar mi-a fost așa să-l mint. Mi-a fost milă de el și am zis, da mă, tata, am văzut. Hm? De ce mă dai în gât? Nu, n-a stricat, o stai liniștit. Pentru că povestea este mult mai tristă de atât. Și mi-a fost milă să-l dezamăgesc și am zis, da, am văzut. Și problema cu o minciună este că atunci când minți, minciuna aia nu poate să stea în picioare decât dacă este ajutată de alte minciuni mai mici, care să-i susțină falsa veridicitate pe o perioadă nedeterminată de timp. Băi, deci foarte, deci fără mișto, am făcut filologia, pula mea. Deci, și a trebuit să mint, a trebuit să mint în continuare. Pentru că dacă vin acum și vă spun că aseară am făcut-o pe Angelina Jolie, voi nu o să mă credeți. Bine, voi sunteți și proști, dar zic așa restul. N-o să mă credeți. N-o să mă credeți și o să fiu nevoit să vin cu tot soiul de minciuni, știi? Și voi o să mă întrebați, a, unde ai făcut-o? Și o să vă zic în cur. Și voi să ziceți, nu, unde mă, unde, în ce context, nu știu. Și o să vă zic, băi, am fost la o petrecere exclusivistă și acolo am făcut cunoștință cu Angelina Jolie și Angelina Jolie m-a întrebat, dar cu ce te ocupi? Și am zis, fac stand-up. Și a zis, a, ce frumos. Am zis, și mie o glumă? Sigur că da. Știi cum se numește femeia ren? No. Ren cu pizdă. Andrei, fute-mă. Ați văzut ce atenție ați fost? Dacă mă opresc din minciună, voi vă dați seama că mint. Dar dacă continui să mint, mă rog tot o să vă prindeți că exemplul ăsta cu Angelina Jolie nu prea n-are cum să stea. Dacă vă spuneam că am făcut-o pe Bianca Drăgușanu, nu? E, altă treabă. Nu m-ați mai fi întrebat unde, că era evident. M-ați fi întrebat cât, exact. Iată, un bărbat adevărat. Și v-aș fi zis, bă, am fost la o petrecere exclusivistă și acolo am făcut cunoștință cu Bianca și Bianca m-a întrebat cu ce mă ocup și am zis că fac stand-up comedy și a zis, ok, super, nu zici și mie o glumă, zic, sigur, cum se cheamă femeia ren? Nu știu, ren cu pizdă. Așa și? Zic, așa și ce? Așa și? Care-i gluma? Păi zic, asta e. A, dacă mă făceai să râd, eram pe jumătate futută.